Celsius se descompun. Este vorba, ca să fim înțeleși, de temperatura unei ciorbe sau unei tocănițe când sunt pe foc la gătit. Împreună cu potasiul eliberat se transformă în cianhidră de potasiu sau, altfel spus, cianură, un component extrem de toxic, adică o otravă. Deci când punem sarea în ciorbiță, ne otrăvim. Aceste E535 și E536, care sunt interzise în alte țări, de exemplu în Anglia, duc la consecințe dramatice prin introducerea în sarea de bucătărie, la noi aici în România, creșterea incidenței bolilor cardiace, ischemice, accelerarea proceselor de ateroscleroză, toxicitatea indusă de ferocianura de sodiu sau de potasiu. Considerăm că nu este normal ca guvernul, mă rog, României să oblige prin lege cetățenii să mănânce ce vrea guvernul, așa cum a făcut guvernul PSD, dar mă rog, ăștia de la PDL au continuat, au tolerat asta. Este o încălcare a dreptului la autonomia persoanei, a drepturilor omului. Deci, domnul profesor Toma, cum e cu sarea asta? Deci, iodată... Amuzant când... este altceva, că este și de import. Adică nici măcar nu e românesc. Nici măcar nu scoatem un ban. Bine, PSD-iști au dat-o cu un scop, presupunem, ca să câștige niște bani, nu? Ei sarea simplă, care este și schepsisul, șmecheria, ei sarea simplă și în loc să o fărâmițezi, cum e sarea din salină, să o dai, o reprocesezi, o treci prin aceste substanțe, o adaugi, sau o cumperi, dar mă rog, să spunem că, dar mai suportă un proces tehnologic, asta înseamnă firme, înseamnă licitații, înseamnă intermediari. Și sarea simplă o procesez cu aceste euri, E535, E536, până la E538, care sunt substanțe antiaglomerante și demetalizante pentru vinuri, ferocianura de sodiu, E535, ferocianura de potasiu, E536 și ferocianura de calciu. Ce găsim în acest tratat aditive alimentare al profesorului Orănescu, profesor doctor în chimie? Pe lângă faptul că ni se arată cum se obțin aceste ferocianuri, spuneți, domnule, ferocianură, e ceva la ureche, cum sună numai ferocianură, domnule, nu mai spucați o și mâncăm. Da. Domnul profesor Toma, ferocianură, domnule. Doar cianură, da, nu mai avem. Toată lumea știe și s-ar feri. Da. Ferocianura e compusul cu fierul. Așa. Bun. Uite la risc. Aici ce spune la riscurile. Ferocianura de potasiu care se bagă în sare, ce spune un specialist? Poate provoca dureri de cap, amețeală, deficiență de respirație, precum și o reducere a transportului de oxigen către sânge, Experiențe de laborator au evidențiat faptul că în doze mari aditivii sunt nefrotoxici și la șobolani. Că la oameni nu s-au mai făcut experimente. Deci distrug nefrotoxic înseamnă la rinichi, da? La organismul uman nu au fost observate aceste defecte, nici nu au avut când să facă, ni se recomandă o doză zilnică admisibilă de până la 0,025 mg pe kilogram pe kilocorp, calculată ca ferocianură de sodiu în cazul ăsta. Păi dacă mâncăm sare, cum spune profesorul domnul doctor Chirilă, sare iodată în toate alimentele, într-o zi, că toate alimentele sunt, au și această sare iodată, ajungem la pepeni. Unde mai ajunge? Se mulțesc cancerele de două ori, nu? La glanda tiroidă și așa mai departe. Hipertiroidie. Dom'le, cum face omul când are, știți ce am văzut mai ca simptom, cum se manifestă un bolnav cu tiroida dată peste cap, cu hipertiroidie. Este un dezastru, Și iată că această iodare, pentru toată România, deci aproape că nu mai găsești sare neiodată, aproape că decât dacă te duci în salină să ții... Nici pentru conserve, că vrei să-ți pui varză sau nu știu. Așa, rar când găsești sare neiodată, pentru a întreține aceste firme care și-au găsit de treabă. Iau sarea simplă din salină, o reprocesez, îi bag iod, bag aceste ferocianuri și sunt o firmă foarte importantă în economia națională. Corect, corect. Haideți să vedem cum stăm cu colesterolul, o altă mare și gravă problemă, evident, tot în România. Că nu suntem doar săracii lumii, dar suntem și cei mai bolnavi oameni din planeta asta. Valoarea normală a colesterolului în România este de 280 de mg la 100 de ml de sânge. Dacă este așa, cum s-a ajuns totuși ca marea majoritate a laboratorilor tipăresc buletine de analiză pe care valori de 18 litri de
181 de miligrame sunt trecute ca anormal de mari. Secretul este că scăderea valorii normale a colesterolului în sânge a fost generată artificial de interese de grup și financiare, vedeți, chiar și în cazul colesterolului. Cei care vor deschide orice carte de medicină anterioară a anului 1980 vor citi acolo valoarea normală a colesterolului, adică 280 de miligrame. Așa cum am mai spus mai sus, intervalul 260-280 de miligrame impunea atenție și regim, dar nu tratament medicamentos. Odată cu descoperirea unor medicamente mai specifice, care scad colesterolul în mod mai eficient, dar mai scumpe și aflate sub patent, interesul firmelor de medicamente, normal cele care le produc, pentru această clasă a crescut enorm. Cum numărul pacienților cu colesterol chipurile mare era mic, specialiștii în marketing au coborât limita normală de la 280 la 260 și medicii au fost convinși cu bani sau proiecte de cercetare finanțate, condiționate să susțină modificarea respectivă. Deci dacă avem 260, e totuși în regulă, să nu ne speriem, să nu ne luăm după doctori. Atenție mare, putem prevedea încă de pe acum că dacă mâine va apărea un medicament care să modifice grupa sanguină, poi mâine o mare parte dintre cititorii acestei pagini vor afla că suferă de o grupă, mă rog, sanguină de-a dreptul toxică. Deci un exemplu dat de cei care au scris acest text, prostirea elegantă a prostimii înseamnă multe miliarde de dolari profituri anuale. Asta este cert. Tratamentul hipercolesterolemiei, să vedem cum poate fi tratată asta. Dacă valoarea colesterolului este până la 260 de miligrame, nu este necesar niciun tratament, așa cum am spus mai sus, deoarece nu putem vorbi de hipercolesterolemie în această situație. Dar să vedem ce se întâmplă dacă e peste 260 colesterolul. Dacă este între 260 și 279, este recomandabilă ținerea unui regim cu evitarea excesului de colesterol, împreună cu repetarea determinării colesterolului, ca să vedeți dacă va crescut sau va scăzut, și a fracțiilor sale, raportul HDL, nu știu ce este, versus LDL, dacă n-a fost folosit. Bun și unul de rău. Aha. Dacă valoarea colesterolului este între 280 și 299 miligrame la așa, este necesar un regim hipocolesterolemiant cu evitarea smântânei, untului, laptelui gras, cărnii grase și cu limitarea numărului de gălbenușuri la 4 pe săptămână cel mult. Albușurile nu conțin colesterol, astea puteți mânca oricât doriți. Se recomandă un regim bogat în pește, minim 2 kg pe săptămână și folosirea cu generozitate a cimbrului și a usturoiului. Dar să vedeți că usturoiul se va interzice în România cât de curând. Toate fructele sunt indicate, dar merele ocupă primul loc în această privință. Din 6 în 6 luni se face evaluarea rezultatelor regimului, dozându-se atât colesterolul total, cât și fracțiile lui. Adică, să vedeți și după virgulă cât aveți. Dacă valoarea colesterolului este de 300 de miligrame sau peste 300, recomandăm tratament medicamentos. Deci, putem scăpa de colesterol, dar în România e mai greu. Am voie să vă contrazic? Vă rog. Moderatorul poate fi contrazis? Da. Mâncați ciuperci! Ciupercile, nu, glumesc. Toți bolnavii care au murit de inimă în ultima vreme au murit cu colesterolul foarte mic. E un adevăr dovedit statistic. Colesterolul mărit nu produce moartea. Aha. Și ne mint pe noi doctorii ca să se vândă mai bine medicamentele. Haideți să vă dau exemplu, că a spus de colesterol. Dom'le, bine ar fi să ne îmbolnăvim de colesterol, adică să ajungem la afecțiuni cauzate de creșterea colesterolului, dacă am mâncat niște grăsimi naturale. 90% din ce înseamnă brânzeturi, firme mari, chiar occidentale, nu mai spun din România, unt, brânzeturi, toată gama de grăsime animale pe care le-am așteptat, le-am sperat, sperăm că ar fi din unt obținut din smântână, smântâna din lapte, de vacă, de capră, deci astea sunt povești, sunt cu margarină, grăsime sintetică, grăsime vegetală hidrogenată. Și vă dau o probă, asta este premiera premierei. Într-o familie, prieten de familie, copilașul și asta depun, probabil voi face acțiune în instanță, o să facem, se trezește respectivul copil cu o broșură editată de probabil că are sigla prezident, de la marca, brandul prezident, ghidul unei alimentații sănătoase, uitați-vă aici, ghidul unei alimentații sănătoase, eu sunt triunghiul de brânză topită și vă voi prezenta ghidul unei alimentații sănătoase, prezident, brânză topită, prezident, primesc copii așa ceva, nu numai că se recunoaște pe față, o să vedeți acolo, ne bănuim că are sau nu margarină.
să vedeți ce primesc copiii și ce reclamă să face și prin școli și prin grădinițe, cu un text care, o să avem emisiuni speciale cu, cu acest brand, dacă nu ne arestează domnul Bocșan, dar probabil dacă ar avea copii, am înțeles că nu are copii. Haideți să vedem dacă are curaj cineva să mănânce și ce se recomandă în această broșură pliant dată în România, în școli, în unde vreți dumneavoastră. Brânza topită, o minunată plăcere. Ce este brânza topită? Ne spun chiar cei de la Prezident, care este brand franțuzesc ajuns în România, dar pentru România. Țineți-vă tare, domnule Dinaulescu, colesterol natural e parfum. Pleonast. Brânza topită se pasă pe pleonast. Este un produs obținut prin coagularea unui amestec omogen format din lapte, brânză, margarină. Domnule, incredibil! Recunosc că brânza topită, sănătoasă, minunată plăcere, are margarină, ouă și diferite arome, care sunt arome sintetice. Și vi le prezint și aromele. Smântână, ciuperci, aromă de smântână, aromă de ciuperci, de ardei, de șuncă, de verdeață, e tâcă! Și vi le prezint din profesor Constantin Banu, toate aromele, aromă de pâine, aromă de carne, o să zic. Brânza topită este apreciată ca fiind un aliment sănătos. Deci mai înainte îmi spui că conține margarină, adică grăsime vegetală hidrogenată, care este un fel de plastic pe care îl bagi în stomac și îmi spui că este un aliment sănătos și sațios. O gustare rapidă, un produs prezent în diverse combinații care sunt pe gustul tuturor. Ambalajul este convenabil și poate fi transportată ușor, în plus nu trebuie neapărat păstrat la frigider. Păi ce mai, margarina s-o păstrezi la frigider? N-are problemă, este plastic curat. Este broșură și în aceste condiții vă întreb, ne mai punem problema colesterolului din cauza unui consum exagerat, poate, de grăsimi animale adevărate, autentice, când noi avem toate produsele încărcate cu margarină. V-am arătat brânza topită, făcută undeva, este aceasta la... nici nu mai contează că o să... Sunt aproape toate fabricile de brânză topită, își indică produsele cu produs tartinabil, cu nu știu ce, obținut prin topire. Când ne uităm mai bine, margarină. Iată, aici, ghidul unei eliminații sănătoase pentru copil. Aveți copil, domnul Diaconescu, da? Ei, când se duce el la școală frumos, el vine firma Prezident. Noi am reperat firma Prezident ca fiind... Ce legătură cu instituția? Nu știm, nu, da, dacă domnul Băsescu are copii mari, dar n-ar avea curaj să mănânce așa ceva, îmi spui care margarină, recunoști și aromele și mai aveți de... mai avem cartoane? După un scurt mai puștar să vedem exact cum ne putem salva o rețetă. Și să rămână telespectatorii pentru medicamente, dezvăluim conținutul a două medicamente, din ce înseamnă medicamente cu aditive alimentari și cu chimicale. Și câteva rețete secrete de care nu trebuie să afle guvernanții, să le luați pe ascuns acasă ca să vă mai puteți salva. Thank you.